Îl ascultăm fără să ne putem dezlipi auzul de ceea ce ne împărtășește. Este un actor valoros, un regizor cu har, un critic al vremurilor, un scriitor vizionar, un colecționar de învățăminte, un român cu care, întâlnindu-ne, ne bucurăm destinul. Ne bucurăm din toată inima să vă avem alături, domnule Dan Puric, și vă mulțumim totodată pentru că ați binevoit astăzi, iată, să fiți atât de aproape de noi și totodată atât de aproape de toți cei care ne urmăresc. Ce prezentare copleșitoare într-un context în care nimeni nu are identitate. Sunt deja responsabil. Sau mai bine zis, sunt deja responsabilizat. Amintiți de identitate și spuneți de o biografie care, iată, vă copleșește, dar e biografia dumneavoastră. Sunt realizările dumneavoastră. Vreau să vă întreb, cu îngăduința dumneavoastră, de unde se moștenește vocația artistică? Dacă aș ști cu siguranță, aș industrializa-o. Aș da-o... E o taină. E o taină. Dacă stau să mă gândesc că vreau să mă fac medic, cum era mama, tata, fratele, îmi pare rău și acum. Pentru că medicul lucrează, medicul adevărat, cu suflete. Dar, pe de altă parte, știu că am fost un fel de medic în alt sens, prin artă. Spiritual? Da, mi-aduc aminte, o doamnă în vârstă mi-a spus, domnul Dan, m-am văzut, da, am fost la spectacolul dumneavoastră, zic, v-au plăcut? Nu, nu e bun cuvântul. Nu, eu când mă simt rău, nu iau medicamente, vin la spectacolul dumneavoastră. M-a fulgerat în inimă și m-a responsabilizat. Câteodată te întâlnești cu asemenea esențe ale poporului român că îți vine să îngenunchezi. Și în contextul acesta de permanentă, să zicem așa, defăimare, permanentă desacralizare acestui popor, parcă Dumnezeu face să mă întâlnesc mai tot timpul cu niște perle de oameni care sunt concentrate de poporul român. Cum a fost, să zicem, această doamnă? Arta vindecă. Arta adevărată. Sau tămăduiește, un termen mai... Da, îmi place mai mult a tămădui, că vindecarea poate are raportul mai fiziologic. A tămădui, parcă vezi că mângâie și sufletul. E profund mângâietor. Deci e o vindecare mai mare sau... E totală. E totală. E de tip hristic. Numai Hristos a mângâiat omul. Până la el nu exista mângâiere. Presupun totuși că nu v-a fost ușor cu asemenea biografie. Ați avut momente de deznădejde? Am în continuare. Sunt un sac cu decepții, dacă le dau drumul. Dar, pe de altă parte, nu există trădare mai mare decât să te lași în seama lor. Ele vin zilnic. Dar dacă nu privești spre Dumnezeu, atunci ești un mort. Dacă n-ar exista Dumnezeu, ai, cum zic, viața pe care o trăim, în lumea în care o trăim, ai toate drepturile să te sinucizi. Un părinte la un moment dat mi-a zis să nu lucrezi cu gândul. Să nu croșetezi cu gândul, să-l lași să treacă după cum vine. Deci e firesc să avem și momente de deznădejde, dar da, sfinții părinți spuneau că gândurile rele sunt ca un stol de păstră, nu-i bine să stai sub ele. Lasă-le să treacă. Lasă-le să treacă. Nu, privirea aceasta țintă către Dumnezeu, către cel care ne-a ridicat, ne-a nobilat, asta te face să te scuturi. Nicio manevră altceva de rețete din astea psihiatrice sau psihologice, care rețeta îți dă o chestie pentru o săptămână. Când privești dincolo, este pentru tot restul vieții. E taina. Nu putem scoate, mai ales că trăim într-o perioadă de mari decepții, de mare dezorientare. Ce spuneam astăzi, că poporul român este la răscruce și la răscruce el așează crucea. Troița. Poate că e mai ușor să se hotărască. Păi da, pentru că el zice că la răscruce lucrează netrebuitul. Eu sunt crescută la țară și așa este. Așa, și acolo netrebuitul te dezorientează, cum ne dezorientează ăștia acum. Și el, ca să se orienteze, pune troiță. Sau pune și fântână. Ca omul să se hrănească din nou, că este însetat și să aibă putere
să plece mai, mai departe. Există în popor român bijuterii de înțelepciune. Una dintre ele, mi-aduc aminte, apropo de vorbim de identitate, Îngerul Păzitor. Îngerul Păzitor, la concepția țărănului român, niciodată nu stă pe stânga, stă pe dreapta și merge cu tine peste tot, mai puțin în cărciumă. Și zice țăranul român, de ce? El stă afară și l-așteaptă. De ce nu intră în cărciumă? Aici este geniu acestui popor. De frică, fiți atenți ce verb, să nu se iudească. Suntem singurul popor de pe suprafața pământului care din Iuda a făcut un verb care, iată, e o lume care se iudește. Și îngerul nu vrea să se iudească. Îl așteaptă pe om să iasă de acolo, îl mângâie, îl scutură, exact cum te face biserica după ce ai păcătuit, te ridică. Important e că îl ridică. Dar nu vrea să fie coparticipativ la actul de iudire. Aici, în poporul român, este foarte important să nu fim coparticipativ la actul de a iudi această lume, a o sataniza, pentru că ceea ce vine peste noi este un act de satanizare. Iar a iudi înseamnă a-l trăda pe Dumnezeu. Este fantastic poporul acesta ce bijuterii are. Aici te reglezi pe identitate. Astăzi, în lumea aceasta, nu numai dezorientată, tulburată, în mod premeditat ca să se ajungă la disoluție, pui troiță și nu ești coparticipativ, nu intri în cărciuma lumii. Stai ca îngerul păzitor acolo. Eu cred că plămada aceasta de poezie, de talent, provine dintr-o sensibilitate dăruită de Dumnezeu, revărsată. Îmi aduc aminte tot ceva cules de Tudor Panfilu Mare, cu culegător de folclor, din nefericire a murit tânăr. Dumnezeu a trimis câțiva îngeri pe pământ. Și după un anumit timp i-a întrebat, ce ați văzut? E fenomenală povestea. Și Doamne, am văzut lucruri frumoase, mănăstiri, biserici, oameni care se rugau. Sunt lucruri extraordinare aici pe pământ, da. Era un înger care avea, era puțin tulburat așa și tremura. Ce cu tine? Tu ce ai văzut? Zice, am văzut ochii unei păstorițe și m-am îndrăgostit de ea. O ciobăniță. Și, păi Doamne, nu știu ce să fac. Mă, eu nu vă mai chem sus înapoi că îți mintiți pe aia cu ce ați văzut pe pământ. Dar am să fac în așa fel încât să priviți tot timpul pământul ăsta care vă place. Și zice, Dumnezeu a făcut un semn și a transformat în stele. Și în fiecare noapte, oamenii ăștia care au văzut frumosul pe pământ privesc. Dar era acolo o stea care tremura în continuare. Și Dumnezeu zice, ce faci, mă, nu te-ai potorit? Ce să fac, Doamne, o iubesc în continuare. Și atunci a făcut un semn și l-a coborât în viteză în pământ și din viteza aia el s-a transformat în mii și în sute de mii de licurici. Ca noaptea, când trece păstorița pe acolo, să-i vadă dragostea. Cât de frumos! Ce popor este ăsta care scoate așa ceva? Ce popor, ce minune de popor este. Acolo este identitatea lui. Acolo în... am avut prietenul vieții mele, profesor Gheorghe Ceaușu, care am dedicat cartea Omul Liber. Profesor de filozofie, de antropologie și zicea, măi Dane, dacă vrei să vezi pe cineva care lovește în poporul român, e ca hârtia de turnesol, așa o bani. Lovește în Eminescu și în Miorița. Noi am avut prim-ministru, de curând, așa, nu știu, altul teolog era, vai de capul lui și era ce rătăcit. Spunea că trebuie scos ciobanul ăla, trebuie cowboy. Adică ăla care avea seninătate dacică și zicea și de-o fi să mor. El avea așteptare creștină. Hristos știa că e trădat de Iuda, dar n-a zis tu. Unul dintre voi m-a trădat. Unda de șoc târzie a creștinismului este în această baladă. Ciobanul îi se pregătește o asasinare din cauza că strica piața, bănuiesc. Era harnic, muncitor, cinstit și întotdeauna când apare se adună, se coagulează paraziții ca acum în jurul esenței poporului român să distrugă. El nu s-a înarmat. Putea să-și ia o bâtă, să se... Nu. El a zis și de-o fi să mor. Și îi zice Mioarei, îi zice măicuței, tu să-i spui curat că m-am însurat cu o mândră creasă.
a lunii mireasă. E transfigurarea morții în nuntă. Nu o să o găsiți nicăieri. Crucea pe care noi o sărutăm era cel mai abject obiect de tortură. Prin sângele lui Hristos s-a transfigurat. O sărutăm și o iubim. Asta e poporul român. Prin suferință, el transfigurează. E versul la popular pe care l-a mai repetat de fiecare dată, l-a găsit Eminescu. Suferă și pătimește și să auzi iarba cum crește. Și astăzi, când România suferă, pentru că suferim cu toții, e o țară în doliu, important este ca această suferință să aibă rod. Să ducă către ce trebuie. Să nu fie în van. Ea poate să fie suferința tâlharului din stânga, care n-a înțeles nimic, decât să-l insulte pe Hristos pe cruce. Un om în agonie, de-a dreapta, să vadă pe altul în agonie și să vadă în acea agonie chipul lui Dumnezeu, e un om mântuit. Eu întotdeauna am avut sentimentul că poporul român a fost într-o permanentă agonie. Noi n-am avut istorie. Mircea Eliade spunea că am avut teroarea istoriei și ceea ce trăim acum este supraterorizant. În această agonie, dacă sunteți atentă, poporul român niciodată n-a renunțat la chipul lui Hristos. În închisoare am stat de vorbă cu foști deținuți politici. Domnul Dan, ne torturau, am renunțat la tot. Un singur lucru n-au putut să distrugă chipul lui Hristos din noi. Pentru aia luptam noi. Aia era icoana sfântă pe care... De ce se dau miliarde de dolari astăzi în România pentru a mutila învățământul, educația, arta? Miliarde. Pentru a distruge chipul lui Hristos din noi. Dacă stăm să ne gândim talpă otomană, habsburgică, austro-ungară, rusească, țăranul n-a făcut nicio concesie. A mers cu biserica în suflet. Când anii aia de 1000 de ani de migratori care ne-au călcat în picioare, ce făcea? Demonta biserica, urca în căruță alături de soție, de copii și băga în deal, în munte. Ce a făcut țăranul român acum când guvernanții noștri în 30 de ani de esență criminală și trădătoare au trimis 7 milioane de oameni în afară? A plecat cu biserica în spate. În Italia, în Spania, în Irlanda, în America. Cu biserica în spate. Ne apropiem de 1 decembrie. Suntem o țară mică, fără îndoială că ceea ce facem noi stă în umbra a ceea ce fac marile imperii. Dar trebuie să existe și rețete pentru ieșirea noastră din acest anonimat în care ne tot afundăm, pare să. Noi stăm în umbra marilor imperii, dar nu stăm în umbra lui Dumnezeu. În umbra lui Dumnezeu stau marile imperii. Îmi aduc aminte o vorbă a lui Eminescu. Iubesc acest popor blând, curat, sincer, pe spatele căruia diplomații și împărații croiesc tot felul de imperii și de războaie de care el habar nu are. Ce sens a văzut acest popor blând, curat, sincer. Pe spatele nostru joacă și acum la zaruri. Nu e important să ieșim din anonimat. Aici a fost o chestie, Bietul Cioran, zic între ghilimele, Bietul Cioran, pentru că a fost un mare gânditor și un om care a suferit pentru România. El, la 21 de ani sau când a scris pe culmea disperării, spunea că suntem un popor de nimic care n-a făcut istorie. Era revoltat că n-a făcut istorie. Și Mircea Vulcănescu, marele martir român, unul din mari martiri în închisorilor comuniste, a scris la un moment dat că poporul român a intrat în istorie nu că a putut, ci pentru că nu a mai putut. N-a mai putut. Noi am avut întotdeauna o distanță aristocratică față de istorie, pentru că istoria a fost meschină, ordinară și criminală. Lucian Blaga zicea că țara român tot timpul a boicotat istoria. Și acum nu vezi prin această sfântă încăpățânare că poporul român renunță și boicotează istoria. O Europa întreagă își face istorie, noi nu? Semn de întrebare. Poate că ar trebui să se vorbească despre țară, despre istorie, despre patrie, un termen, această noțiune a patriei sau noțiunea de patrie folosită
din ce în ce mai puțin sau aproape deloc este în ziua de astăzi? Este pentru că face parte din efortul masiv de a dilua identitatea, de a-l îndepărta sufletește pe tânăr, de a-l face ceea ce o și reușit în mare parte, să devină anafectiv. Nu-l mai interesez. Între națiune și transnațiune, el alege transnațiune. Pentru că transnațional îi dă de mâncare. El nu mai are conturul patriei. Patria este un instinct născut, patriotismul, zice unul din mari istorici de Xenopol. Este un instinct atât de puternic care, ca să se pună în faptă, sacrifică celălalt instinct al nostru, de conservare al specii. Este instinctul de jertfă. Instinctul de jertfă, patriotismul presupune instinctul de jertfă. El, ca să se manifeste, intră în funcțiune instinctul de jertfă. Iar jertfa, spunea Sfântul Nectarie, este atunci când sufletul poruncește trupului să se jertfească pentru lucruri mai importante decât viața. Care sunt lucruri mai importante pentru viața mea? Viața copilului meu, viața mamei mele. Sunt mai importante decât viața lui Dan Puric. Viața neamului, ăla care a intrat sub braț de 200 de mii, 200 și ceva de mii în primul război mondial, pentru el mai importantă decât viața lui. Grigore Vieru spunea. Era țara, era neamul. Pierzând pe mama, îți rămâne patria, dar nu mai ești copil. Da, dar ce frumos a zis Grigore Vieru. Da. Ce înseamnă un om care a ieșit firesc din humusul ăsta strămoșesc. Noi acum suntem într-un proces de plin de dezrădăcinare. Un mare poet al exilului românesc, Horia Stamatu, prin anii 78-79, el de atunci a simțit că e un proces de dezrădăcinare. Și a zis, măi fraților, ăștia ne dezrădăcinează, haide ca noi să ne reînrădăcinăm. Și spune așa frumos, în ogor, în cultură și în cer. Dar dacă nu ne reînrădăcinăm în cer, primele două nu sunt valabile. Astăzi poporul român trebuie să creeze instinctiv, pentru că instituțiile sunt toate cumpărate. Sunt toate, cum să spun, compromise. Instituție de învățământ, instituție de artă. E ceea ce, dar nu are rost să ideologizăm foarte mult, pentru că stricăm aerul curat al întâlnirii noastre. Dar e deliberat o politică nocivă făcută și care, iată, are efecte. A discuta astăzi despre patrie, despre neam, ești anacronic. Un tânăr poate să zâmbească la toată chestia asta, pentru că nu-l mai interesează. El în școală nu mai învață nimic. Nu vreau să generalizez, bănuiesc un procent destul de mic de tineri excepționali, de mare calitate, dar marea majoritate au fost reeducați ca la Pitești. Dar foarte soft. Să nu-i mai intereseze. Cineva mi-a zis, ca să dau un exemplu, un șofer de taxi mi-a zis, domnul Dan, fiul meu mi-a zis că dacă începe un război cu România, el nu luptă. De ce? Pentru că nu simte că e țara lui. Este ceea ce s-a numit distrugerea canalului cultural. Eu, generația mea, am învățat despre Ștefan cel Mare, despre Mihai Eminescu, despre Mihai Viteazu, ceva. Cei de acum au fost dezînvățați de asta, au fost terminați și au învățat altceva. De exemplu, în manualul de istorie din 2007, la Decebal, eu, când am învățat despre Decebal, erau citatele date de Adexenopol al lui Dio Cassius. Acest geniu militar care transforma fulgerător o înfrângere în victorie. Sau cuvintele lui Traian, în sfârșit l-am înfrânt pe cel ce părea de neînvins. Și înodată copilul când citea așa ceva, avea vibrația demnității neamului. S-au scos toate textele și arată portretul de Cebal și acolo zice așa, conducătorul Dac avea fruntea înaltă, obrajii proeminenți și buze senzuale. Ce învață copilul? Ce vibrație are el față de o chestie de tabloid, așa nu-mi dau seama, de revista, nu știu care, magazin. Dacă lui se dau aceste date, deci se face premeditat, au fost, aici trebuie să numim ca trădători de țară, pe autorii de manual, pe miniștrii învățământului, pe miniștrii culturii, care au
colaborat, au fost coparticipativi la iudirea asta. Vorbiți în scrierile dumneavoastră despre această datorie martirică. În locul materiei de educație sexuală propusă acum, poate ar trebui să introducem lecții de patriotism, de dragoste de țară. Da, adică... Pentru că există o rană. Uite, da, e o... A fost un mare filozof, Alexandru Dragomir, o conștiință extraordinară. Pe vremea comunismului a fost făcut să fie pontator pe șantier. El care a fost cel mai strălucit discipol al lui Heidegger. Și spune așa, pentru mine, asta nu se poate traduce, este o intraductibilă, un teritoriu oarecare e țara mea. Pentru mine, un sistem lingvistic oarecare este limba mea. Pentru mine, un trecut oarecare este istoria mea. Pentru mine. Identitatea. Identitatea. Această tainică legătură este inexplicabilă. Ea a fost distrusă. În drum ce veneam acum spre televiziune, am trecut pe lângă Piața Muncii. Acolo e o biserică pe care a ctitorit-o marșalul Ion Antonescu, acest mare martir, și părintele Constantin Sârbu, martir al comunismului. Unchiul meu are 86 de ani. Și acum vreo 15 ani mi-a spus, băi, când aveam vreo 6-7 ani, am auzit predica lui părintelui. Și a zis așa, apropo de identitate, este fantastic cum nu se uită lucrurile astea, un copil, zice Bergson, de imagini imanente, imagini care îți rămân pentru tot restul vieții. A spus că cancelarul de fier Otto von Bismarck, auzi-mă ce putea el să zică într-o predică, cancelarul de fier Otto von Bismarck trecea în revistă armata. El care a conturat Imperiul German la 1871. Și era o revistă, o armată gen NATO, cu diferiții. Și mergea, aia erau drepți așa încremeniți, și a zis, tu! Și un soldat a ieșit în față. Poziție de drepți, ordonați excelență. Știi, tatăl nostru? Raportez de excelență, știu. Spune-l. Poziție de drepți a zis, în germană, perfect, tatăl nostru. Și Bismarck s-a uitat la el și a zis, ce naționalitate ești? Polonez. Polonez. Și zice, spune-mi o poloneză. Și atunci soldatul a căzut în genunchi și a murmurat-o ca pentru sine. Și l-a întrebat, de ce când ai spus-o în poloneză, ai zis-o în genunchi? Și așa a murmurat. Și el a răspuns, excelență, așa m-a învățat mama. Asta e tot. Asta este identitatea. Iar acum sunt miliarde de dolari în toată lumea în care copilul trebuie dezlipit de mamă. Pe front, se zice că peste 80% în clipa în care intra cartușul și mureau, zicea, mamă. Și restul ziceau, Dumnezeu. N-a zis părinte 1, părinte 2. N-a zis părinte care naște. Adică acest traumatisme a unei lumi patologice care vine peste noi. Și aici, dacă mai putem, s-ar putea să fim ultima generație care spune mamă. În rest, vin monștri a unei ere transumane în care pune și noțiunea de om dispare. Avea o definiție părintele Stăniloae, zicea ce e neamul. Neamul când copilul se uită în ochii părintelui și vede strămoși. Iar tata se uită în ochii copilului și vede viitorul. Acum ce să vadă? Tableta? Ce să vadă când ochii copilașilor noștri sunt ochi de acvariu? Sunt ochi... există vreo 3 rectori și mi se pare și un ministru, acum săracii, au zis că neapărat Piața Muncii cere specialiști și trebuie de specialitate. El, săracul, făcea o crimă. Rectorul ăla, săracul. Analfabet, pe semne, sufletesc. El nu știa că, sigur că trebuie, sunt specialități de ultimă oră la care trebuie să faci față. El îi pregătea pentru Piața Muncii. Adică pentru să dea la vâzle. Fără cultură generală, ăla e un terminat. Ăla e un rob.
ăla poate fi un ITist foarte bun. Fără cultură generală, ăla este un sclav. Un mare pedagog din secolul sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX, spunea așa, inteligența în sine, exersată, fără grația conștiinței, nu poate decât să croiască haina lui Mephisto. Asta vor face. Croiesc haina lui Mephisto. În clipa în care nu apare conștiința, cultivarea conștiinței, să vorbea să fie cursuri despre respect, despre adevăr, despre ierarhie, despre a iubi. Astea sunt bazele. Fără de aia, dumneata poți să fii și un doctor foarte bun. Tatăl meu a fost un doctor teribil, dar când intra pe ușă, pacientul pentru el era un suflet care trebuia tratat. Se împrietenea cu el. Nu se uita numai pe analiză, zicea, hopa, și până se uita pe telefon, multitasking, cam cum fac pe aici. Mulți, nu vreau să generalizez, că avem și astăzi doctori excepționali. Dar vorbim de o minoritate a valorii care se retrage pas cu pas. Parcă îmi vorbiți despre copilăria mea, domnule Puric. Despre bunicii mei, oameni simpli, care, exact cum spuneți, aveau această frumusețe absolută, sublimă, a frumuseții sufletești, a mângâierii, a respectului față de cei cu care se întâlneau, fie în sat, pe uliță, oriunde. Era o lume. Frica de Dumnezeu. Era o lume. Ce facem că nu mai există acea lume? Eu nu reușesc să o transmit copiilor mei și de ce spun asta? Adică îmi dau silința, dar exact ce spuneați, suntem sabotați cumva. Poate că nu stă nici măcar în puterea noastră să reușim, bine, prin exemplu de care putem da dovadă, dar tot e greu. E foarte important ce îmi spuneți, pentru că observ un suflet rănit. Sigur, mi-au dispărut bunicii și nu mai iau. Asta, dacă îi duc, că îi duc pe coclauri, dar ei nu mai iau casa, nu mai iau, nu mai există satul. E foarte importantă mama astăzi. Mai mult ca oricând. Am avut eu odată o mărturisire publică și am zis, mama, cetate de nezdruncinat. Am fost la muntele Athos o singură dată în viața mea. Acum vreo 3 ani. Și acolo m-am întâlnit cu un monah. Ar avea o privire aparte, de o anumită sensibilitate și era monacul Daniel, băiatul marelui actor Octavian Codescu, care mi-a fost rector. Întâlnirea a fost magistrală. Magistrală. Eram două sensibilități care ne era frică prea mult să mărturisim ca să nu Să nu vă pierdeți din trăire, poate. Nu, numai asta. Incandescența era foarte mare și vulnerabilitatea întâlnirii, pentru că pentru el era tatăl și pentru mine era marele actor și rectorul care am avut în institut și care m-a ocrotit. La un moment dat, în discuție, eu i-am spus, părinte, cred că nu se mai poate face nimic pentru tineri. Tineretul de astăzi, majoritatea sunt alienați, sunt înstrăinați, mulți se duc spre droguri, săracii, ca să se elibereze, spre alcool. Este o societate supra-sexualizată, nimeni nu mai poate să iubească, a luat capacitatea de a iubi, sunt terminați. Și așa privea un fir de iarbă și mi-a zis, domnul Dănuț, se vor întoarce. Și eu zic, unde să se întoarcă, părinte? La ce să se întoarcă oamenii ăștia care nu au niciun reper? Zic, cultura e dată peste cap, avem președinte trădător de țară, avem guvern trădător de țară, avem oameni de cultură trădători de țară, comportamente abjecte împotriva poporului român, unde să se întoarcă instituții abjecte care au capotat și care dau pe domnul Dănuț. La origini. Se vor întoarce. Nu. Și îmi spune, avem un exemplu aici în mănăstire, poate o să-l ziceți vreodată public. Să profetic. Că de atunci tot îl mai spun. E un caz aici cu un tânăr care acum 6 ani, el avea 23 de ani și a venit aici să vrea să facă monah. Și l-au întrebat bătrânii, de ce vrei să te faci monah? Pentru că m-am învins. Ce te-am învins? Și zice, a început să plângă și a povestit că de la 16 ani la 23 de ani a făcut toate oribilitățile posibile. De la vinde organe de copii, a vinde femei, droguri, tot, proxenetism, tot.
a furat, dar plângea. Păi zici, și cum vrei să fii monah așa? Și zice, m-a învins. Ce te-a învins? Și că imaginea aia, aveam 5 ani și mama m-a lăsat să dorm. Și m-am trezit în timpul nopții, pe beznă așa, și o căutam. Și mama, și am văzut ușa întredeschisă și acolo era o lumânare și că am văzut-o pe mama în genunchi, în fața icoanei Maicii Domnului. Și asta m-a zdrobit. Asta venea de fiecare dată. L-am genunchiat. Asta înseamnă că rugăciunea întotdeauna primește răspuns. Mai e ceva. Ce a zis? Domnul Dan, nu important ce fac ei, ci ce facem noi ca să aibă unde să se întoarcă. Ce faceți acasă. Atitudinea pe care o aveți astăzi într-o Românie distrusă, într-o Românie mutilată, într-o Românie trădată de sus până jos, asta nu se va uita. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu va așeza în matcă lucrurile astea. El trebuie să se întoarcă către o demnitate. Eu de-am scris cartea Fii demn. Mama, înainte să moară, când... scosese prima mea carte. Eu n-am scris decât când am văzut că moare mama. Am spus cartea Cine suntem. Și cu o zi înainte să moară, a văzut fotografia mea și a zis, ce demn ești, dragul mami. Și atunci am scris cartea. În privirea aia aveam ceva trist, groaznic în Cine suntem, pentru că murea mama. Întotdeauna am avut în familie un tablou mare cu un om în vârstă foarte trist, care mă privea de când eram mic. Am zis, cine e acolo? Dar care nu făcea nicio concesie aparatul de fotografiat. Era bunicul, pe care nu l-am cunoscut. Tata m-a făcut la bătrânețe. Și zic, de ce e așa trist? Își pierduse copilul. Fratele meu mare, tata, murise la 18 ani. Și îl privea așa. Dacă ne uităm la privirea soldatului român care pleacă pe front, toți sunt așa. M-am uitat la fotografii ale soldaților români din Primul Război Mondial sau la cei care erau în Războiul de Independență, când a apărut să dea aerotipul și putea să le facă câte o fotografie, sau la cei din al doilea Război Mondial, toți privesc așa. Dacă aveți fotografia acasă de la bunici, ei nu pozează. Ei se uită în eternitate. N-am dreptate? Da. Da. Asta este ce zicea Sfântul Apostol Pavel. Zice, și nu facem aici teologie, nu. Cu ochii țintă la Hristos, ei privesc spre veșnicie. Erau grupurile astea care au venit să ne ajute de francezi, admirabili că au venit. Făceau fotografii, dar ei se pozau. Erau veseli, avea... nu există la român așa ceva. În fotografiile alea era așa. Am găsit privirea aceasta în diasporă. La românii veniți în biserică, încercați de necazuri și de durere zilnică, o tristețe care răzvătea dincolo. Până și mie mi-au zis într-un film din Elveția, făceam un film de reclamă cu o pantomimă și ziceau, domnule, sunteți genial, dar aveți privirea prea tristă. Zic, ce să fac? Dați-mi lasă un șampon. Să vă spun. E de mii de ani. Este, nu e o tristețe demolatoare. E parcă un contact cu divinitatea. Nu există privire mai tristă decât a lui Hristos din icoane. Și nu există privire mai tristă decât de mamă, decât a Maicii Domnului. Ea din brațe știa ce se va întâmpla. Parcă că o să aibă sufletul străpuns de sabie. Așa e seama bunul Simeon. Inima va fi străpunsă de sabie. Există, m-am uitat în arta românească. De aici a țâșnit dorul. Aceea intraductibilă, o întâlnire aproape, de asta ei nu ne pot scana, pentru că n-au aparate. Dacă te uiți la un sociolog american sau englez, zic, poporul român e fatalist, pentru că ei sunt pragmatici. Dar la ei nu ar fi izbutit niciodată acea mioriță. La noi este gena creștină. La noi e gena creștină. La noi, până să vină Sfântul Apostol Pavel, noi aveam transcendență. Gena românească, aia de forță cu care s-a făcut Mărășeștiu, s-a trecut Prutul, s-a rezistat în închisurile comuniste și se rezistă și astăzi, în taină, se rezistă. Să știți că nu se rezistă. Se dăinuie. Se dăinuie astăzi cu o forță incredibilă.
în colapsul ăsta infernal, în disperarea asta, eu mă duc prin țară și le văd oamenilor privirea și felul de a fi. Nu au teamă. Frica în fața morții e una legitimă. E ceva... Chiar ați vorbit într-o carte a dumneavoastră despre omul frumos, cum ați zis, că fapta bună înfruntă moartea. Erau la masă, țăranul, e o poveste din Evul Mediu foarte bună, țăranul la masă, stătea cu bogăția, curajul, mm-hmm, frumusețea și era un pârlit acolo de sculț, cu pantaloni rupți pe el, sărac. Și a venit moartea să-l ia și a făcut scandal. Cum vii să mă iei? Tocmai acum când sunt în ospățul vieții. Cum îți permis să mă iei? Și a zis, zilele tale sunt numărate, îmi pare rău. Trebuie să te iau. Și l-a speriat, l-a convins, a început să plângă și l-a spus, te rog, fă-mi un favor, mi-e frică să plec singur. Să apeleze. Dă-mi voie să iau pe cineva. Și s-a dus la cel care era înarmat cu săbii, cu platul și curajul. Și curajul a zis, nu am curaj să merg cu tine dincolo. Frumusețea a zis, eu mă ofilesc în fața morții. Iar bogăția a zis, n-am cum să o plătesc. Cum o să pățească globaliștești. N-am ce să o plătesc. Și atunci a zis, vin eu. Ala prelitul, rupt, desculț, dar tu cine ești? Fapta bună. Asta ne însuțește. Moartea este democratică numai la nivel fiziologic. La nivel sufletesc, nu. Este ierarhică. Este Mare Sfânt Mitropolitul Antonie al Surojului zice că grebla morții scapă printre ghearele ei pe alții. Care? Sunt oameni care, zice, moarte fecundă, în spatele lor lasă lumină. A murit bunicul și a lăsat o lumină pentru tot restul vieții. O lumină. A murit, cum să zic, Petre Țuțea. A lăsat o lumină. A murit Nicolski, n-a lăsat nicio lumină. Vor muri oamenii ăștia care își bat joc de poporul român și nu le doresc lucrul ăsta, că sunt creștini. Dar vorbim în termini ăștia. Nu vor lăsa nicio lumină. Aici, cum să spun, memoria veșniciei este neiertătoare. Noi nu, noi ținem minte pe tânărul ăla crucificat în marginea Imperiului. Tot ce-i păsa Imperiul Roman, că undeva într-un colț, pe un maidan, unde sunt numai criminali crucificați, e unul tânăr cu trei femei care îl bocesc și un om acolo. Nu-i păsa nimic. Și de ce după 2000 de ani noi ne închinăm la tânărul ăla și am uitat de împărat? Veșnicia nu iertă. Veșnicia răstoarnă lucrurile. Hristos de pe cruce vedea templul lui Iehova și o cetate, o fortăreață romană care părea absolute. Se uita așa, sângerând, cum se uită românul astăzi în agonie la ăștia care se cred nemuritori. Ochiul creștin vede dincolo de contingent. Asta nu zic, Doamne ferește, să nu fii atent la ceea ce se întâmplă, da, dar nu te hrăni prea mult de contemporaneitate, că ajungi robul ei. Care este sentimentul care e cel mai apropiat de sufletul dumneavoastră? Regretul, sila, mila, detașarea sau dragostea? Mila. Milă, mi-e milă. Mi-e milă și de mine. Vorbeați mai devreme despre românii pe care îi întâlniți în biserici sau pe stradă, în ochii cărora priviți și... Mila, singurul Dumnezeu care a plâns pentru noi a fost Hristos. Acum câțiva ani eram la Piața Rosetti și o doamnă în vârstă, cred că a avut un puseu de tensiune și a căzut pe stradă. Într-o fracțiune de secundă, toți care eram acolo, am ajutat-o. N-a fost nevoie de un comisar european să ne învețe lecții de filantropie. Și mă uitam, oameni de diferite vârste, de la tineri, la oameni mai în vârstă, cum am așezat-o acolo, stăteam pe o treaptă, altul suna telefonul și a vorbit, el era fiul care o căuta săracul. Altcineva a fugit și a dat un pahar de apă. Nu, n-au lăsat-o moartă și a zis, sună la 112, nu ne interesează, nu ne atinge. Ăla era fondul sufletesc al acestui neam. L-am văzut și în străinătate manifestat. L-am văzut, sigur, nu e o caracteristică numai a poporului român, ci a omului care crede în Dumnezeu. E ce spunea Ilarion Ferea, mare martir al lacrima. Hristos a fost singurul care a plâns. A fost singurul Dumnezeu care, Eleos, Mila,
care mi-e milă până și de nenorociți ăștia, nefericiți ăștia, care vor să, zic ei, să resepteze lumea. Pentru că știu ce sfârșit vor avea. Este scris. Și mi-e milă. Pentru că nu văd. N-are cum să nu-ți fie milă de un om care se crede veșnic și care mutilează ce este sfânt. La lui Hristos i-a fost milă de Iuda. Mila este trăsătura oamenilor extrem de sensibili atunci. Păi da, dar a omului, cum să zic, nu zic extrem de sensibil, chiar a unui om normal. A unui om normal. Khalil Gibran, mare poet libanez, și-a scris Iisus fiul omului. A fost și la mine publicată prin 2008. E o lucrare mai veche, din 1928. Și acolo vorbește, e foarte important că pentru cei care ne ascultă, trebuie să vadă acea substanță sufletească care îl face să facă față vremurilor de acum. Acea poziție, că tot am vorbit eu cu îngerul păzitor, care nu intră, că nu vrea să se iudească, așa și românul de astăzi trebuie să nu intre, am zis eu, în cârciuma asta oribilă, ca să nu se iudească. Și acolo vorbește Khalil Gibran de raportul lui Iuda, de ce l-a trădat Iuda pe Hristos. Și a zis, am ținut la el pentru că vrea să facă o împărăție. Și eu vreau să fac o nouă împărăție în care eu să fiu prinț. Dar el vrea să facă o împărăție în care fiecare dintre noi să fie prinț. Așa aș vrea să fie România. Fiecare român să fie prinț în țara asta. Se zice, și eu nu suport pe oamenii care îmi omoare visele. Și de aceea l-am trădat. Și pasajul 2 este după ce l-a trădat, se dădea cu capul de zid și zicea, Doamne, ce mă fac eu cu libertatea asta fără aripi? Dă-mi o cușcă mai mare ca să pot trăi. Asta e libertatea tineretului nostru de astăzi, fără aripi. Ce or să se fac? Dacă trădează miezul identității? Fără aripi, fără identitate, fără istorie, fără referințe, fără repere. Și dacă vorbim de istorie, privim în urmă, la cel 1 decembrie al anului 1918. Puteți face un exercițiu de imaginație, să presupunem că astăzi ar fi 30 noiembrie 1918. Și mâine va fi acel 1 decembrie. Cum ar trebui să simțim această zi? Dumnezeule, întrebarea nu e o întrebare, e o invitație la acel moment sacru al nostru. Nu știu ce mi-a venit în cap acum o remarcă a lui Constantin Noica, că a zis să încetăm să ne uităm la Eminescu prin vitrină. Să ne lăsăm străbătuți de el. Să încetăm să ne uităm la Marea Unire tot așa prin vitrină și distant. Să ne lăsăm străbătuți. Am imagini copleșitoare în cap. Un istoric din ăsta modern, printr-o revistă asta, 22 sau nu știu, din ăsta, care se ocupă de diluarea poporului român, se plângea că n-a găsit jurnale de război decât la ofițeri. Ofițerii făceau parte din nobilime, din boierime. Săracul de el nu știa că aia săraci erau marea lor majoritate analfabeți. Și zice că doar pomenice. El nu știa că găsind pomenice s-a găsit cu toată istoria poporului român. Luați declarația istoricului ăsta care se plângea că n-au scris aia pe front, săracul de el. Și remarca lui Mircea Eliade, zice că mergeam spre un sat în Oltenia. Război. Și tot satul era în afara, la intrare în sat, de-a stânga și de-a dreapta în genunchi, preotul și se rugau. Și a zis, ce s-a întâmplat? Și era o atmosferă copleșitoare, ca o lacrimă imensă. Păi zice, toți tinerii din sat, din regiment, au fost decimați. Și acum se roagă ca sufletele să vină acasă. Ce văd, una din mărturisirile lui Gheorghe Brătianu, când era tânăr locotenent, inspecție cu prințul Carol, că nu era, era Ferdinand atunci, nu știu, 3 regimente, 4, 5.000 de inși acolo, se pregăteau de atac. Lângă ei era Lizier, o pădure. Și din pădure a ieșit
sute de femei, 1000 și ceva de femei de diferite vârste. Imaginea este absolut... Eu așa aș face film despre poporul român și despre 1 decembrie. Și cu 1000 și ceva de femei, imaginea este fantastică. Îmbrăcate în costum național, cu ce au uitele mai bun. Și ăștia s-au uitat. Cum, aveau tunurile îndreptate, trebuia să... Cum a apărut o armată de femei. Și au rămas încremeniți. Mergeau în șoapt. Și au oprit până la 2 metri. Și acolo au îngenunchiat și se rugau. Ce poți zici? Și au căzut în genunchi toți. Poate că ar fi un privilegiu, știu eu, privind, raportându-ne la prezentul de acum, să fim măcar noroi pe bocancii celor care mărșăluiau. Adrian Păunescu a spus chestia asta, ne mai pomenit. Măcar să fim noroiul de pe asta. Am dat aceste imagini. Deci acele femei care au venit erau o biserică în mișcare, au căzut și s-au rugat și că am căzut toți în genunchi, înainte să moară. Pentru că au fost, am scos o carte, Bătălia de la Jiu, după niște documente scrise de băiatul generalului Dragalina, oferite mie de nepoata generalului Dragalina, o doamnă extraordinară. Inspecție. Și la un moment dat, pădure, nu mai știu ce, și un colonel, auzea un zgomot ca de motor. Și zice, ce aveți aici motorizat? Și zice, nu, domne, e regimentul cu tare, da, doarme. Toți dormeau căzuți la pământ, făcuseră 120 de kilometri prin ploaie, pe jos, nehrăniți cu tifos, și căzuseră la pământ. Era 1000 și ceva de oameni căzuseră la pământ. A doua zi dimineață, la 4, odată atacul, au mai trăit 20% din ei, dar au câștigat. Acum, ca să folosești cuvântul jertfă, elevul de liceu, copilul, are nevoie să vadă asemenea imagini sufletești. În tranșeu, care era un fel de mormânt pentru repede, avea pușcă de la 1877, așa am început noi război. Mai încolo, după un an și ceva, ne-au dat francezii puști. Aveam 30 de avioane, de care 20 erau defecte. Ei aveau 150 de avioane. Mă uitam în alea, inventarul de război, și un decalaj imens. Ei erau în tranșeu înainte să moară. Și în tranșeu cobora preotul cu bibliotecă de tranșeu să le citească, că majoritatea erau analfabeți. Ce credeți că le citea? Acolo în ore, că acolo era viața lui. Le citea așa, calendarul sătesc, ca să știe sfântul zilei, ca să știe când moare. Care e sfântul care îl duce dincolo? Viața lui Alexandru Ioan Cuza, ca să știe că a fost posibilă unirea, principatele întâi. A fost posibil. Și trei, patimile lui Hristos. Și aici zicea, când ajungeau la asta, la patimile lui Hristos, la toți nu le mai era frică. Că a zis, dacă Mântuitorului s-a întâmplat așa ceva, viața mea nu mai are valoare decât pentru el. Dacă el și-a dat viața pentru noi, ăștia erau ei. Iar sfatul care se dădea, m-am uitat în documentul, eu nu vorbesc de, cum zicea un filozof mai gras și bărbos despre mine, că legendarizez, ca și cum a legendariza e o greșeală. În documente spunea că părintele îi sfătuia, măi, dacă se întâmplă să faceți prizonier, apoi să vă purtați cu el ca cu un frate, mă. Să vă purtați cu el ca cu un frate, să-l hrăniți, să-l mângâiați, să-i oblojiți rănile. Pentru că și el acum în tranșeu se roagă și nu e tatăl meu, e tatăl nostru. Ce chestie uriașă. Și ăla e inamicul. Bă, dacă se prinde, e tatăl nostru. El știa că germanul zice și el. Zicea rugăciune atunci. Ungurul zicea și el rugăciune. Zice, nu-i tatăl meu, e tatăl nostru. Dacă istoria ne pune ca acum în demența unor, știu și oameni din ăștia satanizați care te dau totul peste cap. Hai să luăm un exemplu, numai, cum să zic, nefericirea asta care să faci o prigoană și să desparți societatea în vaccinați și nevaccinați. Păi da, bine, un om s-a vaccinat din diferite considerente, nu poți să te bagi. Altul la fel nu s-a vaccinat. Un altul nu se poate. Nu se poate, sigur că da. Dar ca să faci... Chiar mă întreb ce ori face oamenii ăștia. Ca să faci ceva, o chestie de asta, trebuie să ai un fel de satanism interior. Mie mi-a zis o maică la mănăstire, la Diaconești,
Domnul Dănuț, când eram în lume, ce frumos sună, eram pe la seminar și m-a dus la Antim, la mănăstire, s-a prins și o lumânare la vii și la morți. Și odată am auzit așa o voce ca un tunet în spate, când au căzut Adam și Eva. Și m-am întors și a speriat și era un monah cu o privire parcă fulgerătoare, domnule, și am înghețat. Și am crezut că e vorba de un timp biblic, zic, nu știu. Și monahul i-a zis că nu au mai fost în același duh. Pe urmă a venit șarpele. Când se despart doi oameni care nu se mai iubesc? Când nu mai sunt în același duh. Când se distruge un popor? Când nu mai este în același duh. Cu ce se ocupă la noi președinția și guvernul și toate instituțiile? Ca să nu mai fim în același duh. Cine se ocupă cu confuzia și cu despărțirea? Netrebuitul. Dezbinarea. Dezbinarea. Să nu mai fim în același... Eu să-l urăsc pe ăla că s-a vaccinat. Sau pe ăla care nu s-a vaccinat. Dau o situație concretă, pentru că cel care ne ascultă astăzi trebuie să pipăie esența dăinuirii acestui neam. La noi nu a fost o asemenea ură. Trecem printr-o situație, cum să spun, critică. Un caracter și un neam se verifică în situație de criză. Noi, dacă suntem ceea ce suntem, nu suntem datorită victorilor înaintașilor noștri, ci suntem datorită suferinței lor. N-am spus-o eu. A spus-o Nicolae Iorga. Suferința devine astfel o chestie izbăvitoare. Din suferință poți să ieși cretin, retardat, infirm sufletește. Și iată că ies niște... Dacă Hristos a suferit pentru noi, prin această suferință ne-a înălțat pe toți de la nivelul ăla care am căzut, vai de capul nostru. Aici punem o problemă. E foarte important în plină furtună, dacă ne gândim acum, este Evanghelia aia în plină furtună. Sunt două furtune în Evanghelie, într-una în care Iisus doarme pe bărcuța aia, premeditat, și s-au speriat toți, au fost înnebuniți. Erau totuși, ucenicii erau profesioniști. Și erau și lângă Mântuitor. Da, dar n-a mai contat, pentru că atunci când e spaima morții, nu mai contează. Și a zis, trezește-te, ție nu-ți pasă că noi pierim? L-au certat. Iar prima reacție, am citit, nici nu s-a uitat la ei. A certat valurile și marea. Și a spus, taci, potolește-te. Aveți puțină credință. Credință. Este valabil astăzi, suntem pe valuri. Suntem pe valuri. În poporul român există un proverb cutremurător. Dumnezeu pare că doarme. Cu capul pe mănăstire și de nimeni n-are știre. Și acum pare că doarme, dar el doarme cu capul pe mănăstire. În ce corabii urcăm? În corabioara asta care ia apă și suntem valuri, dar în care este Iisus Hristos, sau ne îmbarcăm în Titanicul pe care ne-l dă Uniunea Europeană? Că așa a spus capitanul înainte să plece. Pe ăsta nici Dumnezeu nu-l poate scufunda. Și l-a scufundat. Mi se pare că în 1918. Ce jale o fi fost acolo. Unde se îmbarchează poporul român astăzi? În mica corăbioară asta care e apă, dar este credința noastră, este Iisus pe ea? Sau ne băgăm în astea supramoderne care par nemuritoare? Spune și mie unde te îmbarchezi. Nu știu, aș zice în credință, în smerenie și în nădejde. Păi acolo e bărcuța. Acolo este bărcuța. Acolo este bărcuța în care trebuie să stăm cu el. Unde ne băgăm? Citeam în cărțile dumneavoastră despre abatorul de la Aiud, despre intelectualitatea care a fost omorâtă, dar poate, nu știu, vorbeați de acea libertate, că măcar acolo oamenii îndrăzneau să vorbească despre Dumnezeu. Și despre credința care nu a pierit. Poate că... Dar atunci nu exista tehnologia de astăzi. Aici este o rană care, din punctul meu de vedere, este deschisă și nu știu dacă este vreun tratament să o putem vindeca. Ce facem cu acest val care vine peste noi? Peste cei tineri, peste copiii noștri? Eu am spus, e foarte importantă atitudinea noastră ca ei să vadă cum îl înfruntăm, cum facem un mărășești, zicem pe aici nu se trece. Eu de asta am plecat din teatru, asta o spun întotdeauna. Am plecat, nu dinspre de front, de igienă, când am văzut că se bordelizează totul
și să se distrug pilonii de dăinuire, au fost oameni care s-au jertfit pe scenă. Nu poți să joci orice săraci de rătăciți și, cum să spun, nici nu mai are vreun sens să vorbești despre prezent. Eu, oricum, tot ceea ce se întâmplă în prezent îl consider de domeniul trecutului. Pentru mine ei nu există, lumea asta de astăzi este de trecut. Pe mine mă interesează viitorul prezent al acestui pământ. Și ce ne face, domnul Puric, dacă un om ca dumneavoastră pleacă de acolo, încotro, nu ajungem să ne simțim singuri într-o lume în care nu ne regăsim? Dar eu n-am plecat de acolo. Eu am plecat cu teatru în spate. Eu le-am lăsat clădirea. Am și făcut o piesă. Am de gând să mai fac și altele în clipa în care se va da posibilitatea. Putem vorbi despre un sentiment de vinovăție că nu ați putut face mai mult? Păi nu. Eu am făcut tot ce este omenește posibil și Dumnezeu m-a ajutat. Dar nu este bine să stai într-un loc care, cum să zic, este viciat și este... Uite, am să dau un exemplu. A fost un mare episcop sfânt, Bretanion, în Tomis, Constanța. Și la un moment dat, împăratul roman, Valens, a trecut pe aici. Avea o luptă cu goții. În cauza lor a și murit. Și la un moment dat s-a întors prin Tomis și a intrat în biserică, cu garda imperială. Exact acum. Acolo era Bretanion, un episcop local. Și era lupta aceea că ariani și că să spună, să treacă la dogma, la această erezie, pardon, ariană. Și episcopul a zis, Măria ta, noi credem în Iisus ca mântuitor, ca fiu al omului. Ca... Nu, ia-s împărat. Dar a fost stabilit prin sinod, prin sfinții părinți. Noi nu avem cum să... Nu, ia-s împărat. Și atunci a plecat din biserică. Și după el au plecat toți enoriașii. Și a rămas împăratul cu garda. Păi, unde vă duceți? Ne ducem la Biserica lui Hristos. Aici stai tu, mă. Vino tu de la Uniunea Europeană și spune mie în ce să cred, cum să mutilez copilul. Stai, mă, un teatru național, Ministerul Culturii, dați bani la cu transexual, cu modificări genetice. Lăsați, mă, stați voi aici. Unde te duci, Dan Puric? Mă duc acolo unde e popor român, unde este Dumnezeu. Dar ce unde, facem? Domne? În parc, pe stradă, oriunde. Procentul este mic comparativ cu valul care și vine. Ce e val ca valul treci? De ce vă speriați de mulțime? Poporul Barabas întotdeauna a fost majoritar. Strigau hubă până să ne mântui pe noi, mântuiește pe tine. Și nu a zis Hristos, nu te teme, turmă mică? Petre, țuța, săracul, Dumnezeu s-o dinează, zicea, energii mari pe suprafețe mici. O familie acolo, o familie acolo, o familie acolo, se reface neam. N-ai unde instituții. Instituții sunt oameni bolnavi. Sunt oameni... Gândiți-vă că noi am avut tineri în politică, intrați săracii, cu probleme patologice. Ei au venit să ne spună că maternitatea nu aparține numai femei. Că și bărbatul. Români. Ei sunt români. Acolo este o transplantare genetică. E ce au făcut în genetică, foarfecele cromozomiale, le-a șters ereditatea. El e vorbitor de limba română. El n-a mai pus mâna pe Biblie. Ăsta e caz de seism antropologic. Nici pe mersul trenului n-a jurat. El n-are nimic sfânt. Unde se va duce tânărul ăsta? Peste câțiva ani. Îmi spunea un doctor, da, ne mai știu eu din ăștia, și când a intrat copilul la terapie intensivă, au fugit toți la Munteratus. Să te ferească Dumnezeu. Să-i ferească Dumnezeu de, cum se zic, de lovitura asta. Dumnezeu trăznește la un moment dat. Știți cum a murit Alexandru Drăghici? Alexandru Drăghici a fost ministru de interne. Avea pe conștiință 200.000 de deținuți politici. În 1990, când s-a schimbat totul, el a fugit în Ungaria, că soția era unguroaică, și a cerut azil politic. Noapte de noapte, până să moară după 2-3 ani, se scula și își punea loc de haină, vrea să fugă noaptea din casă. Își punea pantaloni. Și în loc de pantaloni își trăgea haina. Așa a murit. Sufletele de dincolo lucrează, nu te joci. Sufletele românilor de astăzi vor lucra.
și cei care s-au dus în timpul pandemiei și aici s-au făcut crime împotriva poporului român. N-a fost milă. Dom'le, când e o situație de genul ăsta, e o criză, o gestionezi, dar o gestionezi cu respect față de poporul român. Nu cu... Am rămas uluit și aici, cum să zic, știu că au murit arși în spital niște oameni. E cumplit. La un moment dat au găsit o cruciuliță și au identificat că a fost o maică. Nu te cutremură lucrul ăsta? Cum poți să te duci în calitate de șef al statului la schi a doua zi? Și atunci asta rămân în plata Domnului, cum zicea bunica. Rămân acolo într-un popor român știe. Și asta nu, că n-am nimic cu bietul care așa, cum să zic, este efemer în fruntea statului. Dar mă gândesc la gest. Gestul acesta nu merge, nu se racordează cu icoana poporului român. Vorbim de 1 decembrie, ăla când a pus mâna pe armă, spunea Nicolae Iorga, avea în inimă icoana Daciei Mari. Toți știau că trebuie să se refacă țara. Identitatea și națiunea. Dacă stăm de vorbă cu Marx și cu studenții lui Silitor de astăzi, națiunea, zice Marx, este un produs economico-politic a unui proces istoric care va trece odată cu procesul istoric. Asta e națiunea. Adică țăranul român care au intrat 200 și ceva de mii, au luptat pentru un produs. Mai există țărani români astăzi? Sigur că există. Sigur că există. Este un fond carstic imens în țara asta. Nici nu-și dau ăștia seama pe ce țară sunt. Așa cum suntem noi prăpădiți, în plină agonie. În plină agonie eu văd chipul lui Dumnezeu din acest popor. Îi văd cum stau în biserici, îi văd și pe stradă în tristețea lor. Eu mă lovesc zilnic de durere. În satul în care am copilărit eu mai sunt, cred, 5 bătrâni care vin la... Da. Iar copiilor nu mai sunt în sat. E și asta o încercare prin care trecem. Nu mai sunt casele, a dispărut tot acel univers al copilăriei mele. Da, este pentru că o mare parte s-au dus în străinătate și s-au întors acolo și au făcut case total aiurea. Nu au știut să păstreze rusticitatea și tradiția. Țăranul român a fost modificat în mare parte să fie spre oraș, să fie despământenit, să fie dezrădăcinat. Și astea sunt consecințe categorice, sunt vizibile. Cineva care ascultă discuția dintre noi astăzi zice că Dumnezeu ăsta aberează, are o imagine acolo, lăsată în cap, satele sunt depopulate. Da, satele sunt depopulate în mare parte, dar eu vin și spun, și totuși există ceva în poporul ăsta, într-un nucleu care este de nedistrus, care este și în diasporă, este și în România. Țara se va reface de la ăla. Ca de la imaginea cu mama în fața icoanei. De la rugăciunea mamelor. De la rugăciunea mamei. Aia n-ai cum. Este, cum să spun, ceva... Toate lucrurile astea vor trece. De asta am spus că eu mă uit ca la trecut. Și la știri mă uit. Când mai dau de știri așa, o dată de două ori pe zi, mă uit ca la un trecut. Pentru că n-au nimic din prezentul acestei țări. N-au nimic din prezentul creștin. N-au nimic din veșnicia. A întrebat Enes Berna, Dumnezeu să odihnească și el, un mărturisitor și martir. Era într-o expediție monografică cu Dimitrie Gust, era tânăr și l-a întrebat pe un țăran, ce e timpul? Și zice că timpul e îngrămădit acolo, în ceasul cucuc. Ăla e timpul? Da. Dama ta nu trăiește în timp? Nu, în veac. Păi și ce e veacul? Nu poți să pui mâna pe veac. Și că vine o să ți-l arăt. Genială. L-a dus pe cerdac și l-a dus la gard. Gardul dădea în cimitir. Și zice că acolo, uite, după țeambăre, sunt bunei mei. Eu dimineața trec, le aprind lumânare, stau de vorbă cu ei și pe urmă trec prin timp ca să cosesc. Și seara privesc spre zările veșniciei. Noi doar trecem prin timp. Altfel, nu puteam să găsesc în documentele de război ale armatei austro-ungare sau armatei germane următorul proces verbal. Soldatul român a luptat cu disperare până la ultimul om și a prezentat un cutremurător dispreț în fața morții. I-a terminat. Un cutremurător dispreț în fața morții. Dacii când plecau
Simeon Mehedin Sovejea îl cedează pe Dio Cassius. Nu, nu, pe alt geograf istoric latin, o să mă duc aminte, care spunea așa: ad mortem paratissimi, pregătiți pentru moarte. Appetitus mortis, cu dorința de a muri. Nu sinucigași. Ăștia erau daci. Pomponius Mela are citatul acesta din, mă rog, surse latine, spune appetitus mortis, cu dorința de a muri. Asta se găsește și la Mărășești. Dar nu este actul de sinucidere. În clipa în care Dacia a fost ocupată, primul lucru care l-au făcut s-au dus la Roșia Montană, ca acum. Într-un an de zile, moneda Imperiului Roman s-a schimbat în aur. Cei care erau în mină erau sclavi cu lanțul legat, numai când se dea cu târnăcupă, aveau un ochi scos cu fierul roșu și stăteau așa și au găsit scris Libernica, liberi și învingători. Erau creștini. Vă închipuiți o sfoară împletită între ad mortem paratissimi și Libernica? Între nemurirea dacică, de care Herodot zicea atanatizein, cei care deveneau nemuritori, și creștinismul. Acolo a fost tăria fundamentală acestui neam. Acolo este de nezdrobit. Din ea s-a născut Brâncuș, Eminescu. Este aproape inimaginabil, într-o țară mică, jucată la zaruri de toate gorilele astea imperialiste, clăcași, și vă bagi 1830 și ceva, Rossetti, Radu Rossetti, suzeranitate otomană, protectorat rusesc, domnie fanariotă și popor român în Bordei. Ca acum. Ca acum. Ce înseamnă să fii liber azi? Păi, înseamnă să fii conectat la bunul Dumnezeu. Să știi că toate lucrurile astea sunt efemere, sunt trecătoare, să ai valoarea lucrurilor care contează și să nu te legi, cum să spun, în clipa în care ai luat privirea de la cer, automat cazi în subsolul ființei și mergi pe orizontal. Îi văd pe tinerii, sunt total infirmizați în marea lor majoritate. A luat legătura cu cel. Asta nu este să fii cu ochii în tavan. Și el judecă minimal. Acum să fie încapsulat într-un prezent efemer și el a făcut praf de foarte multe evenimente. Dacă eu deschid mobilul acum, în timp cât am stat noi de așa, s-au întâmplat foarte multe lucruri pe lume. Dar care sunt importante din alea? Ce se întâmplă sufletește? Poate cel mai important lucru decât stăm noi de vorbă e că un om a dispărut de pe suprafața pământului, săracul. Eu mi-aduc aminte când a început războiul din Irak, am o verișoară de 96 de ani și atunci, mă rog, avea 80 și ceva. Și toată lumea cu terorismul, cu nu știu ce, și mi-a arătat o revistă, o poză. Și era un copil musulman, Ali, fără brațe, 14 ani, și ochiul lui săracu încă nu realiza că e infirm. Era de la bombă, zicea accidente colaterale. Știți ce mi-a zis verișoara? Cât s-a chinuit mama lui să-l crească. Ăla e lucrul cel mai important pe pământ. Ăsta, că acum, în timp ce stăm de vorbă, poate s-a mai dus săracul unul, s-a dus dincolo. Sau poate s-a născut cineva. Sau poate doi tineri s-au iubit cu adevărat. Există un sentiment de iubire. Astea sunt lucrurile importante. Restul sunt din astea zilnice. I-am amintit de bunica, care atunci în perioada sau în preajma sărbătorii învierii Domnului de Paște, știu că tot timpul avea puiuți de ăștia mici și tot timpul avea această trudă să-i crească și ori de câte ori venea câte o coțofană, eu știu, orice pasăre de asta care îi mai lua câte un pui, era, da, și zicea, of, mamă, că tare greu se crescă, trebuie să ai grijă de ei. Iată dragostea omului simplu pentru tot ceea ce îl înconjoară. Sau cum era pe utarla într-o grădinuță, într-un col, și făcea o cruce și zicea, mulțumesc, Doamne, dar ce vezi, mama, acolo? Și făcea, uite, mamă, că a răsărit.
ce lucru important ați spus. Și avea o satisfacție și o bucurie interioară, precum o lumină care țâșnește. Ce lucru important, pentru că privea lumea prin icoană. Și cred că avea acea privire de care spuneați mai devreme, aceea înspre veșnicie. Păi au fost, am mai scris și undeva, lucru autentic, etnografii, folcloriști pe un deal, pe munte, au găsit o casă țărănească. Linia făcută cu mâna. Și într-o băbuță, îi murise moșul. Și s-a uitat, era exact din aia de țară, așa, și un gemuleț mic cu chestia așa în formă de cruce, da, și cu cele două perdeluțe. Și s-a văzut, intra lumina, era lutul ăla moderat așa și vibra lumina. Și a zis, mamă, mamaie, îți cumpărăm fereastra. Mm-mm. Păi cum să mă cumpărați? Păi spune una de termopan. Nu, mamă. No. Apropo că mi-a zis mie o băbuță, domnul, dar dumneavoastră mai mergeți prin biserici, spuneți-le să nu mai pună termopane la biserici. De ce? Se sufocă sfinții. Genial. Și fii atent, de ce? Aia de termopan. Mai că îți dăm bani să-ți faci o casă nouă, nu mai zic. Nu pot, mamă. Dar de ce nu le dai? Eu prin ce mai privesc lumea? Ea cu moșul ei, acolo erau tinerețea ei. Era viața ei prin care a privit. Ea privea prin icoană. Ăștia de aia se chinuie acum să ne smulgă ferăstruica asta. Priviți, bă, vădând și un binoclu, uitați-vă prin telescop, în orice. Nu mă lasă în fereastra mea. Era fereastra tinereții, a vieții ei, era acea pentru mine. Ce vorbeam cu Alexandru Dragomir, nu? A zis sfânt, filozoful. Pentru mine, pentru ea, acea fereastră era viața. Eu prin ce mai privesc viața? Poporul român privește prin icoană. Dacă privea numai așa, ca acum la televizor și se uită la televizor ca la Biblie și la... Eu nu zic, Doamne ferește, n-a zis că omul să nu fie informat. Dar să nu-și dea sufletul, pentru că într-un context în care se minte enorm, se manipulează enorm, se distrug suflete, cu inteligența românească, cu spiritul de discernământ extraordinar, să vadă cât trebuie. Și în candelă, mereu când venea câte o furtună mai mare, atunci a vridea bunica candeluța. Păi era arma ei. Păi la secetă sau câtă, la ciumă nu se bătea toată. Câtă încredere primeam noi, nepoții, și câtă credința asta din exemplul mamei și a... Păi ea la rândul ei era candelă. Da. Mie mi-a zis o bătrânică la un moment dat, domnul, dar dumneavoastră sunteți ca o lumânare. Zic, vă mulțumesc, domnule. Nu. Nu știți ce face lumânarea? Zic, nu știu. Lumânarea face ce nu poate să facă soarele. Ce, domnule? Luminează pentru întuneric. E fantastic. Vezi că luminează pentru întuneric. Poporul ăsta are, nu vorbesc de populație, repet, e o mare distinție. Cu cât din populație oamenii vin către conștiința de sine, un popor nu e format din numărul de locuitori, ci din numărul de conștiințe care l-are acel popor. Restul sunt locuitori, sunt de recensământ. Este trează acum conștiința poporului român? Este mai mult decât oricând într-un act de trezire, de ridicare. Dumnezeu face lucrurile astea. Suntem la o răscruce acolo unde da, ziceți da, că... Da, România a început să-și dea seama. Și mai ales cei de generația vârstnică sau generația media mea și cred că și o parte din tineri au început să-și dea seama. Vorbiți cu atâta iubire, cu atâta ardoare despre țăranul luminos al poporului român, despre aceste lucruri simple care de fapt susțin poporul român, patria noastră. Dacă îmi permiteți, aș vrea să amintesc despre un lucru pe care l-am aflat recent, și anume, fac o referire la doamna Angela Gheorghiu, care odată cu festivalul Enescu, în preajma festivalului, a făcut niște referiri despre George Enescu, despre Ciprian Porumbescu, despre Maria Tănase. Mi-a venit în cap, da, ce să... Bibanu, profesorul meu săracu, când vedea așa ceva, dragă Puric, nu mai are niciun nonsens să vorbim. N-ai zis, nu mai are niciun sens. Ce imagine mi-a venit acum? Bietul Enescu. Infirm de război. Rupți. Aia, alții tifos, exantematic, holeră, febră tifoidă, el cu vioara. Și cu aia în jur. Scoate ceasul și zice, acum trebuie să mergem la orfanii de război.
avem acolo concert. Maestre, nu se mai poate, nu ne mai putem deplasa că sunt zepelinurile germane, e aviația, atac. Enescu, am spus la două, eu am plecat și au tot printre bombe. Eu ce să spun? Așa mi-a uitat în cap. Așa mi-a uitat în cap, George Enescu. Maria Tănase era tot poporul la mormântare. Despre dumneavoastră, i-a susținut că ar fi cântat printre mese, dar iată să împrăștii speranță, să împrăștii da, până la urmă. Da, știți că a cântat printre mese. Și Shakespeare ținea de drăgi caii nobililor la, la teatru, știați? Veneau aia și el ce ținea acolo? Să... Shakespeare, îi ținea, nu era mare Shakespeare. Și eu am făcut pantomimă printre mese pe la barul de noapte. Acolo unde a coborât Hristos, nu ne putem înălța noi. S-a coborât, a cântat printre mese. Hristos s-a dus jos de tot. Da, ce confuzie, îmi pare rău. Îmi pare rău, adică mi-e milă de dumneavoastră, care este o valoare. Este o valoare, dar... ce Petrețu ți-a zis că nu poate să vorbească de Ionelice Brăteanu, că trebuie să se ridice în picioare. La mine, Demrădulescu, când vorbea de vrac, avea o lacrimă. Nici eu nu pot să vorbesc mai mult despre el. Că mi-a apărut o lacrimă. A uitat. A uitat că valorile nu contează privighetoarea în ce cușcă a cântat. Poate să fie cușca de aur, ci trilul ei. Mie maestru Demrădulescu îmi spunea, dragă Dan, eu nu văd privighetoarea să cânte, îi aranjez aripile. Ce grație avea față de opera Dumnezeu. Da, eu, cum să zic, mai bine nu ar fi spus lucrul acesta. Și poate timpul o va face să mediteze, cu toate că există poate frâna celebrității, a orgoliului de moment, foarte periculoase. Am avut în viața mea poate sute de mii de spectatori în 40 de țări care le-am făcut. Niciodată n-am pus talentul pe seama mea, ci pe darul care l-a dat Dumnezeu și pe rodul acestui pământ românesc. Brâncuș a dus-o și mai rău, nu printre mese. Nu putea cu buricile degetelor să cizeleze. Avea un puști, un indian, care ruga să-i atingă lucrările. Că nu mai putea. El, ca să supraviețuiască la un moment dat, lucrase la o vopsitorie. S-o spăla vase noaptea la Paris și s-a ars buricile degetelor. Brâncuș e mare. E cel mai mare artist al secolului 20. Enescu este o legendă. Ciprian Vorbescu la fel. Să-l ascultați pe Eugen Sârbu cântând Ciprian Vorbescu. Se topește tot. Asta este. N-ai, aici am, intri într-un domeniu unde, cum să zic, criteriile aceste străine, cum am zis, vii robul unor criterii străine, pe ce scenă ai fost, pe ce nu. Cât de mult ai înălțat sufletul. Cât de mult ai înălțat sufletul. E haiku ăla japonez. Odată am fost fluture. Nu am dovezi, dar mi-aduc aminte. Domnule Puric, eu vă mulțumesc din toată inima pentru că ne-ați oferit acest interviu. Mi-aș dori să repetăm cât de curând. Poate că reușesc acum să vă smulg o promisiune. Prea curând n-aș mai veni, că e nevoie ca timpul să treacă și timpul să-i lămurească pe oameni. Nu vreau eu să-i lămuresc. Lămurește Dumnezeu. Poate mai încolo, dacă va mai exista un mai încolo, pentru că astăzi viața este destul de pusă sub semnul întrebării. Dar ceea ce mi-ar dori inima e ca întâlnirea noastră să fie pentru sufletele românilor care ne ascultă
să le dea încredere. Ce mi-a zis țăranul acela român: domnul Dănuț, dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Și am zis, da, eu am ceva peste dumneavoastră. Ce? Eu am încredere în el. E, să aibă încredere. Pentru că urmează 1 decembrie, mi-aș dori să transmiteți un mesaj tuturor românilor care, iată, ne privesc în acest moment. Iar încheierea acestei emisiuni îmi doresc să vă aparțină. Ei, treceți batalioane române Carpații. Vă așteaptă la trecători, spuneau acolo Flori, da. Carpații aceia care ne despărțeau. Păi să trecem și noi Carpații de singurătate, de alienare, de ură, de nepăsare, de ignoranță, de lipsă de dragoste de țară. Să-i trecem și să ne unim sufletele din nou. Doamne ajută! Doamne ajută! O prietenie între doi români. Ce vină am eu că m-am născut negru și altul alb? Eu cunosc și un episod de la care, sau care v-a obligat împotriva voinței, și anume să plecați de la niște filmări pe motivul că aparțineți etniei rome. Marioara Murărescu. Dar eu îi mulțumesc astăzi pentru că datorită ei mi-a dat un șut în fund și am ajuns în Statele Unite. Așa cum m-am născut a doua oară când am plecat în America, a trebuit să învăț engleză, să mă adaptez sistemului. Așa m-am născut a doua oară când am venit acum vreo 15 ani, am revenit în România. Quiero tenerte cerca, mirarme este ojos, verse junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti.